De când era mic, își dorea să fie cunoscut în toată lumea, iar astăzi muzica dumnealui este ascultată peste tot. Ba chiar și cosmonauții în spațiu ascultă. Astăzi avem onoarea să ne aflăm în casa marelui compozitor, Eugen Doga, care îi spun bun găsit, maestre, și mulțumim că ne-ați primit. Eu, în general, am o bucurie enormă când cineva îmi vizitează casa și mă simt foarte trist, nu mi ajunge ceva, nu mi ajunge o doagă când casa e pustie. Îmi place, din copilărie eu eram sociabil, dar cuvânt, mă rog, puțin transformat, dar care îmi plăcea societatea ca să am de la cine fugi. Maestre, sunteți un cetățean al lumii, iar muzica dumneavoastră nu are nevoie de hotare, de traducere. Ce înseamnă muzica pentru Eugen Doga? Bă, eu nu înțeleg ce înseamnă. Nu înțeleg și nu înțeleg de lumea asta care atât de iurită că ascultă muzica asta. Atâta muzică frumoasă este în lume, extraordinar. Și s-a împiedicat și muzica mea acolo, încurcă aceste, încurcă ițele. Nu este adevărat. Și, dar când așa stau și mă gândesc, păi, două olimpiade mondiale care s-au deschis sau sunt încheiat cu muzica mea, eu, desigur, mă face să fiu mândru, fiindcă muzica care este ascultată, ea este. Dacă nu e ascultată, ea nu este, pur și simplu, la fel ca și carte, dacă nu e citită, ea nu este. E, și de aceea, pentru mine, muzica este viață. Eu nici nu mi-imaginez ce aș fi făcut eu în viața asta. Maestre, nu pot să nu vă întreb de colaborarea cu poetul Grigore Vieru și regizorul Ion Popescu Gopo pentru filmul Maria Mirabela. S-a întâmplat în perioada când nu puteam să vorbim limba română și nu puteam să spunem că simțim românește. Cum a avut loc această colaborare? Nu mă gândesc să vorbim românește, noi suntem români. Suntem români și punctum, a spus, știm de cine. Deci, cu Vieru și Popescu Gopo, pentru mine a fost încă o academie. Domnul Gopo, știți că nu-i frumos, nu-mi place mie, fata bună, fata rea, și acesta, ce este titlul. A tăcut. Peste câteva timp apare, deschid ușa și uite. Maria Mirabela se va chema filmul. Maria Mirabela, doi crini cu alte povești, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine se trăiește. S-a lipit cel mai bine, cel mai potrivit. Uite, el ca mare artist a găsit chestia asta, el simțea publicul, simțea. Noi ne vorbim de limbă și cinematografie, era mare cineast. În păcate, s-a stins mai devreme de timp, mai putea să facă multe lucruri. El ne-a unit cu Vieru, care îl cunoșteam, desigur, și aveam și ceva scris, dar nu eram încă un integru. După această colaborare, noi am devenit un integru. Eu nu mi-imagineam și nu mi-imaginez și azi, eu simt lipsa lui Vieru. Eu simt lipsa lui Popescu Gopo. Deci, prin ce? Eram în aceeași tonalitate, în aceeași rezonanță gândirii și simțirii. Deci, uite, nu pot găsi. Uite, azi eu sunt sărac. Uite, nu am o persoană care să vină, uite, să stăm aici la pian. Aici, desiori, mă uite aici, uite, aici, în picioare, stătea Vieru. Eu ceva drângăneam la pian și el stătea. Deci așa se colaborează, așa se face arta.
așa se trăiește normal în lumea artistică. A fost o perioadă foarte, foarte vie. Domnule Doga, ați ajuns în România în 1979, tot împreună cu poetul Grigore Vieru, care spunea: dacă visul unora este să ajungă în cosmos, eu toată viața am visat să trec prutul. Vă mai amintiți ce emoții ați trăit atunci când ați trecut dincolo de granița și de sârma ghimpată care ne desparte? Ai spus foarte bine cuvântul graniță. Într-adevăr, era nu graniță, era perete. Am trecut în altă lume. Deci, cu frică. Și parcă aici ceva, parcă am trădat pe cineva. Atât ne-au infiltrat în sovietismul ăsta, că da, am trecut acolo, parcă am trădat țara care am lăsat-o. Deci aceeași părticică a României. Generația care a venit după noi, ce mai este, ea nu prea știe lucrurile astea, de care a auzit, dar nu le simte lucrurile astea. E o tragedie cu generația mea. Acum, de câte ori aveți posibilitatea să mergeți în România? De ce? Nu este limită. Când trăsnești în cap. Pentru că am și prieteni foarte mulți și am și treabă. Fiindcă am concerte care le petrec și mai pompoase și mai modeste. Deci am treabă acolo. Ne mai vorbim că și fiica locuiește la București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră limba română, care cu greu ne-am revendecat-o după mulți ani de rusificare? De fapt, este casa mea. Pentru că eu am fost înstrăinat de această casă. Am fost educat în altă casă, în alt spirit, mult timp. Mai mult că nu numai educat, dar și undeva și dușmănit. Desigur că eu simt această lipsă de educație, românism, din cauza că eu n-am făcut nicio clasă în română. Vine foarte greu de a vorbi limba română și invidiez lumea care vorbește atât de frumos. E o limbă atât de frumoasă, dar eu nu posed această limbă, ce să fac? Așa cum este. Dar nu mi-e genă din cauza că este, mă rog, eu sunt așa cum sunt. În timpul unui concert la Botoșani ați spus așa: nu vă fie jenă de lacrimi, e bine când omul știe să plângă. Vreau să vă întreb, maestre, ați plâns de multe ori? Eu cred că plângerea, lacrimile, sunt un element extraordinar, un indicator al sufletului, al spiritului omului, fiindcă când sunt lacrimile scoase pe, și când sunt lacrimile născute, lacrimile cele mai sincere, cele mai duioase, cele mai dulci, sau nu numai amare, sunt cele care sunt născute. De ce să mă genez, să-mi fie rușine? Eu, deși ori, chiar stând singură, nu numai decât de, văd că mi se apar, mă acoperă vederea lacrimile. Zic, dar ce cu tine, băi, ce cu tine? De văd, el vine așa de la sine. Eu cred că e o stare extraordinară. Să te bucuri că ai această calitate de a plânge. Pentru că mulți nu știu ce este lacrima. Nu e rușine. Dar nu de rușine de a plânge. Este normal, absolut. Și nu numai de durere, de bucurie, trebuie să zic. Chiar fiind așa singur în patru pereți sau oriunde la natură, de bucurie.
Deci plângerea este ceva de revărsare unei doze de emoții care depășește cota și se revarsă de prin ochi. E o stare frumoasă, mi-am place. Maestre, nu putem să nu vă rugăm să ne interpretați ceva la pian pentru telespectatorii TVR Moldova. Ce mesaj aveți de 1 decembrie pentru românii de pretutindeni? Să nu ne ferim de acest frumos cuvânt. Noi suntem români. Și ce asta? Care e păcatul? Asta e mare noroc. Așa ne-a dat să ne naștem pe acest pământ, să ne mândrim că suntem români. Simțirea noastră este cu mult mai puternică și asta nu scoate nicio ideologie. Noi o avem în silină nostru și eu cred că este o mare, mare bogăție. Și trebuie să ne mândrim că avem această bogăție. Avem o limbă extraordinar frumoasă. Avem o țară foarte frumoasă. Maestre, vă mulțumim pentru că ne-ați făcut mândri în lume. Vă dorim mulți ani și multă sănătate și multă inspirație. E suficient măcar. Dragi români de pretutindeni, să vă simțiți bine oriunde v-ați afla și nu uitați niciodată de unde ați pornit. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor! La mulți ani România, la mulți ani!